Bubiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Mămăruța galbenă. A sosit primăvara. Buburuză s-a hotărât să înceapă să lucreze în grădina cu flori. A scos din cămară hârlețul, grebla și și-a pus pe cap un batic cu buline. Dar cum a ieșit pe ușă, a auzit un scâncet slab din spatele casei. Kelemen, ce-ai făcut? Ți-ai rupt aripa? A strigat fetița mămăruță. Mi-a bătut soarele în ochi și m-am izbit de un copac. Am căzut de la înălțime și m-am lovit foarte rău, spuse canarul. Tocmai atunci trecea pe acolo Bobiță, băiatul Melc, și Wendel, băiatul Rădașcă. Wendel, fugi la doctorul Bufniță, Kelemen și-a rupt aripa, i-a ordonat Buburuză. De îndată a sosit și doctorul Bufniță. Asta e o fractură urâtă, bombăni el. Apoi a pansat lui Kelemen aripa ruptă. Imaginează-ți, Buburuză, pe insula aceea unde locuiesc eu, locuiește și o fetiță mămăruță. Serios? Și ea are 7 buline negre și spatele roșu? A întrebat tulburată Buburuză. Și cum o cheamă? Catalina, are spatele galben, dar bulinele ei sunt negre ca ale tale. Semănați, după ce mă vindec, vino cu mine pe insulă, vă veți întâlni. Ce bine! Poate veni și Bobiță? Sigur, aveți amândoi loc pe spatele meu. În curând a sosit și doctorul Bufniță. A constatat că aripa lui Kelemen s-a vindecat frumos. Atunci canarul i-a mulțumit doctorului Bufniță pentru ajutor, i-a urcat pe Bobiță și pe Buburuză în spate și au pornit către destinația îndepărtată. Au zărit un lac mare cu o insulă la mijloc. Vedeți? Vom ateriza acolo, pe insulă. În vârful celui mai înalt copac este cuibul meu. Țineți-vă bine! Aterizăm! Kelemen a aterizat cu grijă, iar Bobiță și Buburuză au sărit de pe spatele lui. Nu mă prindeți! Striga o mămăruță cu galbeni către puricii micuți ce o urmăreau. Ai grijă! Strigă Buburuză, însă deja mămăruța s-a ciocnit de ea. Iartă-mă, n-am vrut să te răstorn. Pe mine mă cheamă Catalina. Voi cine sunteți? Serios? Tu ești Catalina? Chiar pe tine te căutăm. Eu sunt Buburuză și am venit să mă întâlnesc cu ruda mea mămăruță. Mămăruță rudă? A întrebat mirată Catalina. Da, vezi? Și tu ai buline pe spate și eu, doar spatele e de altă culoare. Așa e, spuse mămăruța galbenă. Veniți, vă arăt căsuța mea, zise Catalina. De cum au zărit căsuța Catalinei, Bobiță și Buburuză au început să râdă. Căsuța mea e la fel, numai că e roșie. Bobiță, Buburuză și Catalina au cutreierat împreună insula. Acolo, în pădurea de braz, este un pârâiaș pe care am construit un pod, se lăudă Catalina. Ce-i acolo în mijlocul luminișului? A întrebat Bobiță. Arată ca un tobogan. Chiar este un tobogan de clopoței. Putem să ne dăm pe tobogan? Sigur, veniți după mine, zise Catalina și alunecă pe toboganul spiralat. Bobiță, Buburuză și Catalina s-au jucat vesel până aproape de înserat. E târziu, să mergem acasă, zise Kelemen. Buburuză și Catalina și-au schimbat baticurile în semn de rămas bun. Drum bun, a strigat Catalina. Mai veniți! Pe când canarul a ajuns la căsuța Buburuzei, se făcu seară. Pe cer, luna și stelele străluceau. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Pietrele. Într-o după-amiază de vară, Buburuză a decis să prepare o tartă cu frăguțe.
L-a rugat pe Wendel Rădașca și pe Baltazar Albinuța să-i aducă frăguțe proaspete din pădure. Băieții au pornit la drum. Curând, Baltazar a zărit o piatră în mijlocul cărării și a început să dea cu piciorul în ea. Dar și lui Wendel i-a plăcut piatra, l-a driblat pe Baltazar și i-a luat-o. Nu e cinstit, Wendel, e piatra mea, eu dau cu piciorul în ea. Nu, deja e piatra mea, caută-ți alta, eu dau cu piciorul în asta. Eu am găsit-o, e a mea, se indignă Baltazar. E plin cu pietre pe aici, caută-ți alta, a încheiat Wendel discuția. Însă Baltazar nu s-a lăsat. Cei doi băieți s-au tot împins până când amândoi s-au împiedicat și s-au rostogolit pe panta abruptă a dealului. Au căzut direct în pârâul care curgea la poalele lui. Auzind gălăgia, a ieșit din casa de la malul râului Alfons Greierul. Ce s-a întâmplat? Întrebă el speriat. Wendel e de vină, mi-a luat piatra! Cum adică piatra ta? E a aceluia care e mai dibaci. Ajunge! I-a întrerupt Alfons. Mai întâi haideți înăuntru să vă uscați, apoi îmi povestiți de ce v-ați certat atât de rău. Băieții au intrat necăjiți în casa greierului. Și-au întins hainele ude la soare și-au așteptat înfășurați în câte un prosop să se usuce. Între timp, Alfons îi servea cu limonadă și cu biscuiți. Razele soarelui uscau hainele ude. Wendel și Baltazar molfăiau biscuiții și îi povesteau lui Alfons cum s-au rostogolit ei pe panta dealului. Eu am o colecție întreagă! O colecție de pietre? Nu arăți? A întrebat entuziasmat Baltazar. Cum să nu? Haideți înăuntru! Le-a răspuns cu mândrie Alfons. A pus pe masă o cutie mare. De unde ai atâtea pietre frumoase? În apropiere, de pe malul pârâului, puteți aduna și voi. Ura! Și-au umplut coșurile cu pietre. Le-au sortat multă vreme până când a început să se întunece. Rădașca și Albinuța și-au luat rămas bun de la greier și-au pornit în sus pe deal. Curând au ajuns în fața casei lui Buburuză. Fetița mămăruță s-a răstit la ei din geamul casei pestrițe. Dar frăguțele unde sunt? Vai de mine, frăguțele! Am uitat de frăguțe! Privește, Buburuză, ce pietre frumoase am cules împreună cu Alfons! Ce să fac eu cu ele? Să prepar o tartă cu pietre? Eu am cerut frăguțe! Am uitat, a mărturisit Wendel și a povestit totul de-a fira păr fetiței. Atunci să văd măcar acele pietre frumoase, dacă frăguțe nu mi-ați adus. Ar trebui să desenăm ceva pe ele, aceasta e ca o căsuță, iar pe asta aș desena o față zâmbitoare. E o idee foarte bună, mâine să-i chemăm și pe ceilalți și să decorăm pietrele. Foarte bine! A doua zi au venit la Buburuză Bobiță, băiatul Melc, Fulgușor, fetița Fluturaș, Adiere, Libelula, Săltăreața, Lăcusta, Dima, Gândacul Cartofului și Biluță, Gâza Florilor. Wendel și Baltazar nu vin? A întrebat Bobiță dezamăgit. Ba da, suntem aici! Au strigat Rădașca și Albinuța și i-au întins lui Buburuză un coș cu frăguțe. Mulțumesc, zise fetița mămăruță și în timp ce ea pregătea prăjitura, ceilalți s-au apucat de lucru. Când au terminat, l-au invitat pe Alfons să vadă expoziția. Vai de mine, sunt minunate! Aduc și pietrele mele să le pictăm și pe ele, zise vesel greierul. Între timp s-a copt tarta cu frăguțe. Toți s-au așezat la masă și au mâncat tarta până la ultima firimitură. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Curcubeul. Într-o zi înnorată de vară, Buburuză, fetița mămăruță și Bobiță, băiatul Melc, stăteau mohorâți sub o frunză. Dintr-o dată a apărut soarele, iar cerul era albastru din nou, dar ploaia de vară nu se opri. În scurt timp, a apărut pe cer un curcubeu frumos.
Oh, ce minunat e! Au strigat ei. Bobiță s-a decis să urce pe curcubeu ca apoi să coboare lunecând. Prima încercare nu i-a reușit. Poate trebuie să încerc din partea cealaltă, a spus Bobiță. Bobiță, crede-mă, nu te poți urca pe curcubeu, încercă Buburuză să-l convingă pe băiatul înfocat. Dar Bobiță își făcu un plan nou. Am să folosesc o scară. Vai, Bobiță, nu se va termina bine, se îngrijoră Buburuză. Buburuză a avut dreptate. Bobiță deveni tot mai bosunflat. Buburuză începu să-l roage. Haide, mai bine să ne jucăm altceva. Dar Bobiță nu se dădea bătut. Fii atentă, Buburuză, de aici sigur am să reușesc să sar pe curcubeu. Dar nici planul ăsta nu-i reuși. Buburuză fugi la Bobiță disperată. Ești bine? Îl întrebă. N-am pățit nimic, mormăi Bobiță. Bobiță se întristă atât de mult încât Buburuză de-abia reușea să-l consoleze. Uite, ți-am adunat flori! Încercă să-i facă pe plac, dar nimic nu-l înveselea pe Bobiță. Între timp, ploaia s-a oprit, iar curcubeul a dispărut. Mergeau acasă ținându-se de mână. Buburuză îl consola pe Bobiță. Nu mai fi trist, păi mâine e ziua ta de naștere, vei împlini 3 ani și vei primi multe cadouri. Ajungând acasă, lui Buburuză îi veni o idee. Am să-i construiesc lui Bobiță un tobogan în culorile curcubeului. Atunci visul lui va deveni realitate, va putea aluneca pe curcubeu. La construirea toboganului au ajutat Baltazar Albina și Fulgușor Fetița Fluturaș. Buburuză, Baltazar și Fulgușor au vopsit toboganul în culorile curcubeului. Au împachetat toboganul în hârtie galbenă și l-au legat cu o panglică albastră. Cei 3 prieteni i-au făcut un tort lui Bobiță. Apoi Baltazar și Fulgușor l-au dus la Bobiță, la casa lui Buburuză, unde totul era pregătit pentru petrecere. Să-i arătăm cadoul, a strigat Baltazar. Buburuză i-a dat tortul lui Bobiță. Un curcubeu adevărat! E un tobogan curcubeu! Pot să încerc toboganul? Sigur, i-a răspuns Buburuză. Lui Bobiță i-a plăcut mult toboganul curcubeu, aluneca din nou și din nou pe el. Fulgușor și Baltazar au început să danseze de fericire. Minunat! I-a spus Bobiță într-un târziu lui Buburuză, fetița mămăruță. E un cadou minunat! Mulțumesc! În ziua aceea au venit mulți să-l felicite pe Bobiță. A venit Săltăreața, fetița lăcustă, apoi Dima, gândacul cartofilor, Adiere, fetița libelulă, chiar și Vendel, băiatul rădașcă. Băiatul Melc a permis tuturor să încerce noul lui tobogan. Bobiță și Buburuză împreună cu prietenii lor s-au dat pe tobogan până seara târziu. În ziua aceea, Bobiță s-a culcat deosebit de bine dispus. Ce frumoasă zi de naștere am avut! A suspinat el fericit. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vendel la patinaj. Într-o frumoasă zi de iarnă, Bobiță și Buburuză se plimbau pe malul lacului. Apa lacului era înghețată. Hai, Buburuză, să ne dăm pe gheață, a propus băiețelul Melc. Fetița mămăruță a acceptat cu bucurie. Bobiță și Buburuză, cu grijă, au intrat pe lacul înghețat. S-au prins și au alunecat de la stânga la dreapta. S-au simțit foarte bine. În curând s-au acomodat cu gheața. Mai și cădeau, râdeau în hohote, apoi se ridicau și continuau. A trecut pe acolo Vendel, băiatul rădașcă. Vendel, încearcă și tu! Hai cu noi la patinaj!
și-a chemat prietenul Bobiță. Lui Wendel îi era puțin teamă, dar curios fiind, a pus piciorul pe gheață. A strigat imediat pentru că i-au alunecat picioarele și a căzut pe spate. Bobiță și Buburuză au fugit imediat la prietenul lor. Vino, Wendel, te ajutăm noi! Bobiță și Buburuză l-au luat de mână pe Wendel și au pornit cu grijă pe gheață. Acum te lăsăm să încerci de unul singur, a strigat Buburuză. Băiatul Melc și fetița Mămăruță l-au lăsat de mână pe Wendel. Mai încet, Wendel, a strigat Buburuză. Wendel a încercat să se oprească, dar picioarele nu l-au ascultat pe gheață și a intrat direct în tufișul cu spini. Ajutor! Vai de mine! M-am înțepat, m-am lovit la cap! Vai, cât de tare mă doare! Buburuza a fugit repede ca să vadă ce s-a întâmplat. Nu fi trist, a spus Buburuza și a legat capul spart al lui Wendel cu baticul ei cu buline. Deodată a apărut de după tufiș o fetiță gâză foarte frumoasă. Aluneca pe gheață atât de ușor de parcă era un fulg. Ia te uită, tu cine ești? A întrebat-o Buburuză. Eu sunt Mila, gândacul de zăpadă. Te salutăm, Mila. Ea este Buburuză, fetița Mămăruță. El este Wendel, băiatul Rădașcă. Iar eu sunt Bobiță, băiatul Melc. Cum de știi să aluneci atât de frumos și de repede pe gheață? A întrebat-o Wendel. Cu patine, a răspuns gâzuța. E un pantofior cu care poți aluneca pe gheață. Trebuie doar să-l prinzi de cizmuliță. Astea-s patinele, astea alunecă pe gheață. Tu le-ai făcut? A întrebat curios Bobiță. Da, eu le-am făcut. Nu e greu deloc. Dacă vreți, vă pot face și vouă. Ura! Au strigat toți trei deodată. Bobiță, Buburuză, Wendel și Mila au pornit împreună spre pădure. Mila s-a uitat bine la crengile de pe jos și în cele din urmă a ales o creangă mare. Au început să lucreze. Au tăiat, au găurit, au cioplit, au șlefuit, au înșurubat. Toată lumea a făcut câte ceva. Sunt gata, a spus mulțumită Mila. Pe masă se aflau trei perechi de patine nou-nouțe. Bobiță și Buburuză își puneau patinele noi cu puțină teamă, dar cel mai mult s-a temut Wendel. Bobiță și Buburuză s-au prins de mână și au pornit pe gheață. Wendel a fost ajutat de Mila. Așa da, cu patine e mult mai ușor să aluneci pe gheață, se bucură Wendel. Mila a patinat mult timp ținându-l de mână pe Wendel, dar pe urmă l-a lăsat și băiatul Rădașcă a alunecat mai departe singur pe gheață. Wendel a învățat să patineze, să pornească și să oprească repede. Am reușit, știu să patinez, a strigat fericit la sfârșitul zilei Wendel. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Trotineta. Într-o zi de primăvară, Egon, cărăbușul, a început să-și construiască o trotinetă. Găurea, cioplea, șlefuia, toată ziua nu se oprea din lucru. Când a fost gata, a vopsit-o în negru și a pornit să le arate și celorlalți noua lui trotinetă. Copiii jucau basket pe câmpie, erau acolo Bobiță, Wendel, Baltazar, Dima, Biluță și Alfons. Priviți, am o trotinetă nouă, eu am construit-o! Vai, ce frumoasă e! Pot să încerc! Nu ți-o dau, e a mea! Vreau să mă dau doar o tură cu ea. Da, și noi vrem să mergem cu ea. Doar o tură, apoi ți-o dăm înapoi. Nu v-o dau, repeta cărăbușul. În timp ce Baltazar, Wendel și Egon se certau, Dima a luat trotineta și a pornit cu ea ca vântul. Oprește-te, dă-mi-o înapoi, e a mea, nu ți-am împrumutat-o, nu împrumut nimănui. Dima a încetinit și în curând Egon l-a ajuns din urmă. Dă-mi trotineta înapoi! Poftim, ia-o! Zise Dima și adăugă.
Oricum nu e destul de rapidă. Nu e rapidă? Ia priviți! Cum adică nu e destul de rapidă? Abia mă puteți ajunge din urmă! Zise Egon, râzând, fără să observe o groapă mare în mijlocul drumului. Ai grijă, Egon! Au strigat Bobiță, Baltazar și Wendel, dar a fost prea târziu. Ei, pentru asta doar tu ești de vină, Egon! Făcu Baltazar pe deșteptul. Egon, ce ți s-a întâmplat? Te-ai înțepat rău în spini? Iar voi de ce nu-l ajutați? Întrebă gâza trandafirilor într-o suflare. Egon e de vină! Indiferent cum s-a întâmplat, ar fi trebuit să-l ajutați când a căzut atât de rău. Vino, Egon, casa mea e aproape. Îți voi spăla și îți voi bandaja rănile. Lily i-a oferit un scaun lui Egon și i-a spălat rănile cu apă călduță. Nici nu e atât de grav. Atunci Egon a început să plângă încet. E vina mea, am fost foarte invidios. Dacă n-aș fi fost așa, asta nu s-ar fi întâmplat. Atunci data viitoare nu mai fi invidios. Mulțumesc pentru ajutor, zise Egon luându-și rămas bun. Nu e mare lucru, te vei face bine. Egon a ajuns acasă șchiopătând, nu putea să urce pe trotinetă. Ajungând acasă, s-a băgat repede în pat și a adormit. În dimineața următoare i-a venit o idee nouă. Și-a scos pensulele și vopselele. Acum te voi vopsi în roz. Tu ești Egon. Ți-am adus-o ție, mulțumesc pentru ajutor. Vai, e minunată, ai revopsit-o? Întrebă Lily. Da, m-am gândit că în niciun caz negrul nu-ți place. Mă bucur foarte mult pentru ea. Mă și duc cu ea la Buburuză. Drum bun! Ai grijă cum mergi cu trotineta, strigă Egon după Lily. Egon s-a întors acasă și tocmai când voia să ia masa, cineva i-a bătut la ușă. Bună, Egon, a spus Baltazar. Voiam să întrebăm dacă te simți mai bine. Sunt bine, nu vă faceți griji, spuse Egon fluturând din mână. Promit că nu-ți mai iau trotineta, spuse Dima cu părere de rău. Nici n-o mai am, am revopsit-o și am făcut-o cadou lui Lily, zâmbi Egon. Dar îmi voi face o trotinetă nouă. I-am promis lui Lily că nu voi mai fi invidios. Toată lumea va putea merge cu ea. Puțin, nu foarte mult. Ura! Strigă Biluță. Iar acum veniți să mâncați cu mine. Am pregătit o tartă cu mere. Curând, Egon și-a terminat noua trotinetă. A vopsit-o în verde închis. Peste câteva zile, micii noștri prieteni s-au strâns cu toții pe câmpie și pe rând se dădeau câte o tură cu cele două trotinete. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Păianjenul de peșteră. Bobiță, Buburuză, Fulgușor și Baltazar adunau frunze colorate în pădure. Deodată au auzit un plâns. Și tu ai auzit asta, Bobiță? Întrebă Buburuză. Da, vine din peșteră. Să intrăm și să vedem cine plânge. Au intrat tot mai adânc și le era teamă. Deodată au văzut de unde venea plânsul. O mică gâză de flori era cea care plângea. Ce s-a întâmplat cu tine, gâză mică de flori? De ce plângi? M-am pierdut prin peștera asta întunecată. Nu găsesc ieșirea. Cum ajung acasă, în căsuța mea cea mică? Se smiorcă ea gâzuța. Cum te cheamă? Întrebă Bobiță. Sunt Biluță. Haide, nu fi trist. Nu fi trist, îți arătăm noi drumul spre căsuța ta, a spus amabilă Buburuză și îmbrățișă gâza. Deodată se auziră sunete ciudate și înfricoșătoare din adâncul peșterii. Toți cei de acolo se luară în brațe de frică. În clipa următoare, apăru un păianjen mare și veninos, care strigă furios înspre ei. Cine m-a trezit din somn? Ce căutați în peștera mea?
Să fugim! Strigă Baltazar și toți o luară la fugă. Veniți să ne ascundem aici! Zise Buburuză îngrozită. Toți s-au ascuns după o stâncă. Spre norocul lor, păianjenul nu-i observă. Dar Biluța a început să plângă, iar păianjenul văzu grupul care se ascundea la perete. Bobiță, Buburuză, Biluță, Baltazar și Fulgușor au luat-o iarăși la fugă cât de repede puteau. Dar vai, Baltazar s-a împiedicat de o piatră și păianjenul i-a ajuns din urmă. Bobiță își apăra curajos prietenii cu o creangă ascuțită. Pleacă de aici, păianjen urât! Striga el. În timp ce Bobiță distrăgea atenția păianjenului, Fulgușor și Baltazar fugeau de jur împrejurul acestuia cu o frânghie lungă. Buburuză îl apăra pe Biluță ca păianjenul să nu-l ajungă. Ai dat de belea! Zise Baltazar. Păianjenul încercă să se elibereze din strânsoarea funiei, dar nu reuși. Apoi, la un moment dat, începu să plângă. De fapt, n-am vrut să vă fac niciun rău. Niciodată n-am făcut vreun rău cuiva. Eram doar supărat pentru că m-ați trezit. Vă rog, dați-mi drumul. Vă voi arăta ieșirea din peșteră. Chiar nu ne faci vreun rău, ne promiți? Întrebă Bobiță. Da, vă promit. Haideți, urcați pe spatele meu să vă scot de aici. Toți s-au așezat pe spatele păianjenului și în scurt timp au găsit ieșirea. E timpul să ne luăm rămas bun. Să mai veniți și altă dată în peștera mea. Mulțumim pentru ajutor, păianjenule, spuse Fulgușor. Între timp, Biluță a dormit în brațele lui Buburuză. Ce ne facem acum cu el? Întrebă îngrijorată Buburuză. Să-i facem un cărucior, propuse Bobiță și se apucară de treabă. Au făcut căruciorul din coajă de castană și roțile din crenguțe tăiate. Oare unde o fi căsuța lui? Știu eu! Strigă Fulgușor. Când au ajuns la căsuță, Biluță se trezi în cărucior. Ia te uită! Asta e căsuța mea! M-ați adus acasă! Vă mulțumesc frumos! Noapte bună, micuțule Biluță! Și altă dată să nu mai mergi singur în peștera întunecată, căci te vei pierde din nou! În semn de rămas bun, îmbrățișară mica gâzuță de flori. Bobiță și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Bal mascat. Într-o după-amiază de iarnă, micuții prieteni stăteau în casa Buburuzei. E vremea să ne pregătim de balul mascat, a spus Fulgușor, fetița fluture. Tu ce vei fi? A întrebat Bobiță. E secret, a răspuns Fulgușor. Trebuie să ne facem costumele în secret, trebuie să fie o surpriză. Sigur, să fugim acasă, să ne apucăm de treabă. Mai sunt doar 3 zile până la balul mascat, a spus Baltazar. Bobiță a hotărât repede că va fi o ciupercă. Și-a cusut o pelerină dintr-un cearceaf alb, iar pălăria de ciupercă și-a făcut-o dintr-o oală roșie, pe care a pictat multe buline albe. Buburuză și-a făcut un costum de floare, petalele le-a făcut din hârtie mov. Din hârtie verde a tăiat frunze și le-a cusut pe o pătură verde pe care o folosește ca manta. Baltazar, băiatul albină, și Doroteea, fetița bondar, s-au pregătit împreună. Baltazar va fi drăcușor, iar Doroteea îngeraș. Gombi, gâza florilor, s-a așezat confortabil într-un balansoar și a început să împletească din fire maro o coamă de leu. În ultima seară, în fiecare căsuță, lumina s-a stins foarte târziu. Toată lumea lucra la costume pentru balul din ziua următoare. A sosit ziua cea mare. Locuitorii pădurii au hotărât că în acest an balul se va ține în casa băiatului Rădașcă. Și astfel s-au apucat să înfrumusețeze casa lui Wendel cu hârtii colorate, baloane și panglici.
În acest timp, Lily, fetița gâză, a pregătit prăjituri delicioase pentru balul de după amiază. Buburuză, Săltăreț și Dima, gândacul cartofului, au ajutat-o pe Lily. În fine, a sosit vremea ca fiecare să-și îmbrace costumul. Gazda balului, Wendel, s-a costumat în zar și a așteptat emoționat musafirii. Au sosit Bobiță și Buburuză în costume de ciupercă și floare. Imediat a sosit Baltazar îmbrăcat în drăcușor, cu Dorotea îngeraș. Apoi a sosit Fulgușor în costum de rac. A venit Săltăreț în costum de cactus, Gombi îmbrăcat în leu, Dima în costum de bucătar, a sosit și Lily deghizată în strugure. Pe rochie îi atârnau balonașe mov, Licuriciul costumat în creion, Puricele în polip, Melcul Ceaba în soldat, iar Furnicuța în plăcintă. Deodată a sosit plângând Adierea, fetița libelulă. A dispărut! Mi-a dispărut minunata rochiță de prințesă! Am spălat-o frumos, am agățat-o pe o creangă, dar a dus-o vântul! Plângea Adierea în hohote, ceilalți au încercat să o consoleze. Îți dau cascheta mea de militar, mie mi-ajunge sabia, a propus Melcul Ceaba. Nu, e pentru băieți, eu am avut un costum minunat de prințesă, dar l-a luat vântul. Știu ce facem, îți facem un costum nou, a spus Săltărețul, un costum soare. Asta i-a plăcut mult Adierei. Perdeaua galbenă va fi bună pentru pelerină, a strigat Buburuză. Razele de soare le vom face din fâșiile astea galbene, a spus Wendel și a rupt fâșiile agățate pe panglică. Au lipit, au croit, au cusut, au lucrat toți și costumul minunat a fost gata într-un minut. Eu îți dau această seară lămpașul meu, a spus Licuriciul. Un creion n-are nevoie de lămpaș, a mai spus râzând. Mulțumesc! A spus Adierea și s-a îmbujorat de fericire. Micuțele vietăți ale pădurii au cântat, au dansat și cu toții au fost de acord că Adierea a avut costumul cel mai deosebit. Pentru că un soare care strălucește și seara este într-adevăr deosebit. Bobița și Buburuză, prieteni sunt de când se știu. Vrăjitoarele. Într-o zi de vară, Bobiță, Buburuză și prietenii lor discutau despre vrăjitoare. Voi credeți că există vrăjitoare? Întrebă Baltazar, băiatul albină. Și că zboară pe cos de mătură noaptea? Păi nu știu, mormăi Bobiță. Peste puțin timp, Bobiță și Buburuză au pornit spre casă. Ce-ar fi dacă am venit noaptea aici? Poate am vedea vrăjitoarele? A propus fetița mămăruță. Într-un coș și-au pus mâncare și de băut și-au pornit din nou către câmpie. Au privit cerul îndelung, dar nu s-a întâmplat nimic. Vino, Buburuză, să mergem acasă. Cred că nici nu există vrăjitoare. Buburuză se opri dintr-o dată. Bobiță, am auzit un sunet ciudat de după copacul acela. Buburuză, se mișcă crengile copacului. S-au îmbrățișat îngroziți. Deodată o vrăjitoare a zburat de după copac. Bobiță și Buburuză au strigat în gura mare de teamă. Apoi a apărut o altă vrăjitoare pe cer. Fugi, Bobiță, să ne salvăm! Și fugeau cât îi țineau picioarele. S-au ascuns repede după o tufă. Oh, Buburuză, ce păcat că nu sunt prietenii cu noi! Cele două vrăjitoare au coborât pe pământ, s-au dezbrăcat de pelerinele și pălăriile negre și au început să strige cu veselie. Ba da, prietenii voștri sunt aici! Noi suntem Fulgușor și Baltazar! Buburuză s-a supărat foc. Voi ați fost vrăjitoarele! A fost urât din partea voastră că ne-ați speriat așa! Noi am vrut doar să vă facem o farsă, i-a explicat Baltazar.
Bobiță era și el îmbufnat. A fost o glumă nezărată. Veți regreta voi. Cei doi au pornit supărați spre casă. Trebuie să inventăm ceva, Bobiță, ca să le-o plătim. Ce-ar fi dacă și noi am speria? Asta e, strigă Buburuză. Am o idee fantastică. Fulgușor și Baltazar au rămas pe câmp. Ce să facem acum? Se sfătuiau între ei. Poate că, de fapt, n-a fost o idee atât de bună. În acest timp, Bobiță și Buburuză au fugit la casa mămăruței și s-au îmbrăcat în costume de drăgușori. Și-au luat haine negre, șepci negre și din hârtie roșie și-au lipit coarne pe cap. Grăbește-te, Buburuză, zise Bobiță nerăbdător. Îi văd venind! Amândoi s-au ascuns după o tufă și au așteptat ca Fulgușor și Baltazar să ajungă. În clipa aceea au sărit de după tufă, speriindu-și tare prietenii. Ajutor! Ajutor! Au strigat Fetița Fluture și Albinuța. Vedeți ce rău e când ești speriat? Spuse băiatul Melc, în timp ce își lua furios șapca de pe cap. Tu ești Bobiță? Întrebă mirat Baltazar. Ați făcut ceva foarte urât. Ceva urât? Dar gluma cu vrăjitoarele a fost și mai îngrozitoare, strigă Bobiță. Ba nu, gluma cu drăgușorii a fost mai urâtă. Ajunge, le zise Buburuză. Încetați cearta, să ne împăcăm. Vă promitem că nu vom mai face așa ceva, dar și voi să ne promiteți că nu ne veți mai speria. În regulă, au spus ceilalți. Nu vreți să încercați șapca cu drăgușor? Întrebă Buburuză. Ba da, și voi puteți îmbrăca pălăriile de vrăjitoare. Mai mult, dacă vreți, vă puteți așeza pe măturile noastre. Ia te uită, strigă Bobiță. E foarte bine, zburăm ca și vrăjitoarele. Așa e, adăugă Baltazar. Zburăm ca vrăjitoarele adevărate.